Clubul sportiv municipal din cadrul primăriei Slatina a scos la concurs un post de funcționar. Examenul va fi organizat luna aceasta. CSM Slatina angajează un funcționar la compartimentul activități sportive și de agrement Club Nautic. Contractul este pe perioadă nedeterminată. Pentru a ocupa acest post, candidații trebuie să aibă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și vechime în muncă de minim 6 luni. Proba scrisă a examenului va avea loc pe 20 februarie la ora 10, iar interviul pe 25 februarie la aceeași oră. Termenul limită de depunere a dosarelor este 12 februarie 2020, ora 16. Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile acces în pagina oficială a instituției. Relații suplimentare se pot obține de la compartimentul juridic, relații cu publicul, resurse umane. Compania Națională Poșta Română anunță suspendarea temporară a serviciilor de expediere către China. Anunțul a fost făcut luni de directorul general al companiei, Horia Grigorescu. Pentru a scădea riscul răspândirii noului coronavirus, companiile aeriene cu care Compania Națională Poșta Română colaborează au luat decizia de a-și anula cursele către destinații din China. Astfel, operatorul român de servicii poștale se află în imposibilitatea de a mai oferi, pentru o perioadă nedeterminată, servicii de trimiteri poștale, express mail service, corespondență, colete către aceeași destinație. Pe această cale roagă toți clienții să primească scuzele pentru neplăcerile create și asigură că vor relua expedierile imediat ce acest lucru va fi posibil. După ce Silviu Anton, fostul președinte al USR Olcea, a dat demisia, organizația are o nouă conducere. Locul acestuia a fost luat de Valentin Bucicoiu, candidatul partidului la funcția de primar al Slatinei. În urma votului de ieri, din cadrul adunării generale, au mai fost aleși și doi vicepreședinți, Mihai Florea și Adriana Preda. Silviu Anton, președintele USR Olcea, a anunțat demisia pe pagina de socializare imediat după ce presa a relatat că este cercetat penal fiind prins la volan cu permisul suspendat. Facebook a anunțat că va elimina postările care generează dezinformare cu privire la coronavirus, fapt care va însemna o adevărată provocare, transmite Reuters. Focarul de coronavirus a stârnit un val de sentimente anti-China la nivel global. Informațiile false s-au răspândit foarte mult pe internet, promovate de teoreticieni ai conspirației și exacerbate de o lipsă a datelor din zonele apropiate de centrul orașului Wuhan din China, unde a început focarul. Facebook a comunicat într-o postare pe blog că va elimina conținutul despre virus cu pretenții false sau teorii ale conspirației, care au fost semnalizate de către organizațiile mondiale de sănătate și autoritățile locale de sănătate, afirmând că un astfel de conținut ar încălca interdicția de dezinformare care conduce chiar la vătămare fizică. Această mișcare este neobișnuită de agresivă pentru cea mai mare rețea de socializare din lume. De asemenea, decizia este în contradicție cu cele luate de alte rețele sociale importante din SUA. YouTube, care are 2 miliarde de utilizatori lunar, Twitter și Reddit, care au sute de milioane de utilizatori, au confirmat că nu consideră că informațiile inexacte despre sănătate reprezintă o încălcare a politicilor lor. TikTok interzice dezinformarea și elimină activ conținutul fals în privința coronavirusului.